Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou Let's Play cu Metin 2 Ro Nemesis. Înainte de a începe acest Let's Play, vă rog să lăsați un like pentru că mă motivează foarte mult. Am foarte multe să vă spun, foarte multe noutăți, deci să începem. Am cumpărat armatul pe care v-am spus că l-am făcut în precedentele 2 sau 3 Let's Play-uri, nu mai știu, sau 1. Minez că poate fac și 100 de astea și mă duc și le bag ca să mișeze, deci mi-am luat sigiliu, am dat pe el un voucher de 50 MD și 10 KK. Are sigiliul lup de luptă, 8 zile, 16 ore. Știți că aveam această brățară pe V1510, pe V1505 semi-om. Am schimbat în greșeală pe ea și dintr-o singură schimbare pe care am schimbat în greșeală, a intrat pe V1510 semi-om, 10 animale, 10 este 6 vampiri. Voi vă dați seama cât bulan, mă! Deci să ai pe V1505 semi-om și să-ți intre pe V1510 semi-om că ai schimbat în greșeală. Aveam un bonus în inventar și știți că bunele metine erau un buc, apar și vezi, făceai sute de KPV, luai bonusul și îl puneai pe item când era în inventar. Eu l-am luat la panoramă și l-am pus pe item și s-a schimbat și a intrat așa. What the fuck? Unii schimbă zeci de bonusuri și nu le intră. Deci, ce-am mai făcut eu la magii? Tysul este M4 și două cărți reușite. Ia. Teamă, bla bla bla. Așa, și teamă M3 și 0 cărți reușite, eșuează ca naima. Mi-a picat aseară o aură. Cartea transformării, manual de călărie. Am dus 6 dinți de orc. Am luat un voucher de 100 MD și l-am vândut cu 116 KK. Mi-am luat un pentagon plus 9 cu 30 KK. Astăzi de dimineață am mai făcut o afacere bună. Am luat papuși de 43 din aia de jade plus 7 full bonus pe V1500, 10 pumnal, 8 XP cu 50 KK și am vândut cu 55 KK, 400 de licori albastre G și 400 de licori roșii G. Cred că am făcut o afacere bună, adică 5 KK și niște licori nu sunt, deci mai aveam 89 KK, acum am 94. Am băgat pe Abanoș o ebonită. Mi-au picat cercei de perle cu viteză de mișcare 6, sunt destul de buni. Pentagonul plus 9, parcă v-am mai zis odată, l-am luat cu 30 KK. Am avut noroc. Sigiliu, nu știu dacă să-l păstrez sau să-l vând, dar am văzut că mă ajută, îmi place rău sura, e frumos rău când e stăpălup. Ce să mai vă zic eu, strâng plante de-astea ca să fac cape la level 55 rouă, astea încă le mai am. Am căcatul ăsta, nu știu ce face, lacrima zeiței. Nu știu la ce e bun, deci habar n-am. Să știți că cu armatul bat metine de 40, 45, 50 și 55, puțin mai greu alea de 55, adică durează puțin mai mult, că mobii bat. Și o să fac let's play-uri de acum încolo prin deșert, pe la orice, în timp ce voi sparge metine, voi vorbi, o să fie foarte frumos. Acum vom merge să ne uităm și noi puțin prin shop-uri, cred, sau nu știu. Strâng iteme de upgrade în deșert, am așa, am cost 3 cost de șarpe, un ac de ăsta. O să intru și pe șaman, că astăzi poate o voi face level 30. Cercei de abanos plus 2, n-am ce face cu ei. E roșii. Așa. Bă, trebuie să scot eu ceva din ei. Ori îmi iau licori, oriceva. Așa, ce mai facem? Ce mai avem noi pe aici? Am o grămadă de feluri, de neamuri, de licori. Elixirul mai am 18%. Aia, hai că n-am ce scoate eu de aici, nu-mi place mie. Minereu de aur. Așa. Uitați ce repede mă mișc și n-am nicio poțiune băgată. Încă dacă mai dau scuturi și prostii jos, e perfect. Piatra grabei plus 2, eu folosesc pentru finisaje. Ce mai avem pe aici? Acum e bug, e lag din cauza
Știți voi, e lag cam când ajungi în oraș până se încarcă geancurile, ca pe Minecraft. Mi-aș lua niște papuci full bonus, dar de level mic vreau. Și ceva buni. Shop. De la ăsta a vrut, erau papuși cu 100 kk de level 23 plus 6, full bonus. PV 2K, o blocare, 8 încetinire și eu i-am scos la 90 kk mi-ar fi dat. Și am zis că nu, mai vreau mai puțin și noi am luat până la urmă. Nu știu dacă se meritau, poate dacă vreți, îmi puteți scrie în coment dacă s-ar fi meritat. Deci, de 23 plus 6 erau full bonus. Acum am ce face. Uite, pe ăștia, pe ăștia, pe ăștia. A, bă, nu, bă, nu, alții. Uite, de o mișcare, ăștia sunt slabi. Ăstea sunt scumpi. Cu ofertă, ia, ăsta cât e? Plus 6, full bonus, dar n-are bonusuri bune. să vedem, deci itemele full bonus s-au mai scumpit sau s-au ieftinit, abar n-am ce să zic. Sigiliile parcă s-au mai scumpit, am o senzație. Rib, bla bla bla. Armatul ăsta eu îl folosesc la maxim. Deci FMS-ul ăsta e praf, sigur. Da. Să vedem. Deci îmi merge cu 7 FPS-uri pe aici. E un lag infernal. Mai ales că s-i trage și pe un singur metin. Ia, stai că trebuie. What? Uite. Deci 9 zile 200 kk. Nu-i deloc bine. E cam scump, nu vi se pare? Coliere, dragon. Ia, cât e dragonul? 22 kk, are grabă plus 4. Nu cred că se merită. Cărți full. Adică dacă îl iau, poate că o să fac profit un kk, dar o să dureze săptămâni să-l vând. Și cine știe, e riscant să faci afaceri de astea, că poate scade prețul până îl vinzi tu și ieși în pierdere, poți să ieși cu 10-20 kk, te fiși pe el de metin. Nu prea sunt iteme bune azi prin shop-uri, ia. Plus 9, hai, dar na, vreau ceva ieftin și bun. Adică vreau multe. Aban aural plus 9. Full, adică ieftin. Are 5 pătrundere, na, nu e bun. Repede. Bla, bla, bla. Deci, unde mai ne ducem? Deja nu mai am MD-uri pe cont. Nu, n-am, frate, n-am ce lua. N-am pe ce cheltui bani. Clopot, brățară. Pe voucher. 200 kk. PM39 și full bonus și full plus 4. Dar nu m-am uitat dacă e plus 9 mesire să mă întorc să mă uit. Perlă, bla bla bla, bless, vouchere. Oferte. PM, bla bla bla, cât era asta? 5 cacana, e praf. Ia să vedem. 500 kk. Pe unca jumate, 10 săgeți, full plus 4. Nimic bun, mă. N-am și eu ceva ce să iau pe aici. 65 kk, nu-mi plac. Naia. Cred că o să oprez display-ul că vă plictisiți și voi. Vă mulțumesc pentru viziona... Aia cât sunt? Aia scumpi. Vă mulțumesc pentru vizionare și... Cât sunt dinții? Scumpi. Și vă salut!